Un scurt scandal a izbucnit astăzi la prima ședință a subcomisiei după ce doi senatori ai PDL, printre care și Marius Bălu, au părăsit lucrările lăsând subcomisia fără vorum și în imposibilitatea de a continua. Ulterior, cei doi senatori s-au reîntors și s-au luat hotărârea de a-i convoca Radu Ghețea și Daniel Chițoiu pe 9 decembrie. O altă propunere luată în considerare este o cerere adresată CEC să predea o listă cu toate creditele speciale acordate încă din 2011. CEC Bank i-a acordat un credit de 1 milion de euro pe 30 de ani Ioanei Băsescu, fica cea mare a președintelui Traian Băsescu, pe care aceasta l-a folosit pentru a cumpăra 290 de hectare de teren arabil în comuna Nana, în județul Călăraș. Senatorul PSD Cosmin Nicula, președintele Comisiei Buget, Finanțe, Bănci, a declarat că misiunea subcomisiei de anchetă va fi să verifice de fapt activitatea CEC Bank, cea care i-a acordat creditul Ioanei Băsescu pentru achiziționarea terenului din județul Călăraș. Raportul final al subcomisiei va fi prezentat Parlamentului pe 18 decembrie.